Bun, ne aflăm la judecătoria sectorului 1. Toți acești oameni, li s-a interzis, tuturor acestor oameni, li s-a interzis să intre în judecătoria sectorului 1 de acești jandarmi, spunându-ne că după ora 16 nu mai pot intra oamenii decât legitimați. În schimb, ședința este publică, menționată de către doamna judecător din dosarul penal al soțului meu, Silvestru Șoșoacă, în care eu astăzi depun mărturie. Dânșii nu i-au lăsat să intre până când nu am venit eu și în momentul ăla au început să-i legitimeze și să-i noteze într-un dosar, invocând, nu știu ce invocând, ia arătați-mi și mie care e ordinul pe care îl invocați. Unde scrie? Că mi-ați arătat ceva aici. Arătați-mi și mie ordinul. Așa, și dacă există, și dacă doamna președinte a stabilit aici intrare, de la ora 16:30 cu ședință publică, cine vă dă dumneavoastră dreptul să legitimați oamenii care intră în sală? Unde scrie? Dați-mi ordinul, vă rog frumos. Dați-mi ordinul, aici trebuie să-l aveți. Dar de ce să nu mi-l dați dumneavoastră? Cine sunteți dumneavoastră să legitimați oamenii? Trebuie să-i trimiteți lubode? Trebuie să-i trimiteți lubode ceea ce ați notat dumneavoastră aici? Este singurul dosar în care ați făcut așa ceva, da? V-ați legitimat să știu și eu cine sunteți? Cine sunteți? Agent șef, Marinescu, șef de schimb la judecătoria sectorului 1-4. Bun, dumneavoastră cine sunteți de nu ați lăsat oamenii să intre? Nu a venit nimeni la mine să... Deci cum vă numiți, domnule jandar? Trebuie să aveți totuși. Mie m-a dat afară, cum adică n-a venit nimeni? Poftim? Te-a dat? Nu mai vorbi peste el. Pe mine m-a dat. Da? Pentru ce faceți lucrul ăsta? Asta e ordinul de la Bode? Așa a spus Iohannis... Nu mă grăbesc, domnule, atâta timp cât m-ați oprit, da? Dumneavoastră nu vă e rușine să-mi spuneți mie? Eu aici să știți că sunt martor, dar să știți că am statut și de avocat și de senator. Și nu vă permit să vorbiți în halul ăsta. Tot al tău, tot ultraj este, să știți. Avocat, nu? Știi dumneata ce profesie am eu? Nu vă este... Ce vorbești, mă? Nu am eu? Vrei să-ți arăt legitimația de avocat? Chiar nu-ți e rușine? Cum îți permiți? Da, sunt avocat și senator, da, e dreptul meu. Dacă nu știe, e altă problemă. Eu nu sunt suspendată din avocatură. Am dreptul să-mi exercit meseria de avocat. Chiar nu ți-e rușine? Da, tot cu noi este. Chiar nu vă este rușine? Ați început voi să faceți aici ce? Ordine cum vreți? Haide, haide, Marcel, te rog frumos. Ați început să faceți și care? Bineînțeles că au început să facă șicane. Cercetați la sânge acest dosar. Sau nu mai purtați la rucați. Nu vă e rușine? Nu vă e rușine să faceți aceste lucruri? Haide sus. Rușine să vă fie. Și vă fac și plângere penală. Haide sus. Nesem.